Cu două zile înainte ca Parlamentul din Norvegia să voteze legea care interzice cerșitul, jurnaliștii norvegieni au făcut un amplu reportaj pe acest subiect. Și evident că în prim plan au fost cercetătorii din Oslo, în majoritate cetățeni români de etnie romă. În material, mai multe femei se plâng în fața camerelor că sunt nevoite să-și câștige existența în această manieră. Găsesc însă și cauza. În România nu au nicio perspectivă de angajare. Ce să facem? Ne facem de cap să murim, ca altă sursă nu avem în România, nu avem ce, nu mânca, nu servir, nu nimic. Păi cum să fie? E foarte greu, că nu avem bani în România, nu avem nimica. Nu avem servici, nu avem sociale, s-au tăiat socialele.